Pietonală astăzi. Sunt vizate 7 zone, printre care și părți din Bulevardul Unirii și Calea Victoriei. Primăria a anunțat că această măsură va fi luată în fiecare weekend pe durata stării de alertă pentru a încuraja pe oameni să meargă pe jos. Bianca Ogarcă ne spune mai multe. Bună ziua, Bianca! Bun găsit! Cele 7 zone pietonale au fost deschise în această dimineață la ora 8 și iată, putem observa faptul că lumea a ieșit deja la plimbare, mai ales că vremea s-a dovedit a fi extrem de prietenoasă în acest sfârșit de săptămână. De altfel, am putut observa faptul că oamenii au ieșit la plimbare cu bicicletele, de asemenea s-au plimbat și cu rolele, iar părinții i-au scos pe micuții la plimbare. De altfel, cele 7 zone de promenadă au fost deschise pentru a încuraja așadar mișcarea în aer liber pe timpul stării de alertă. Zonele vor fi deschise doar pietonilor în zilele de sâmbătă și duminică între orele 8 și 22. De asemenea, aș menționa faptul că odată cu aceste zone pietonale, bineînțeles, vor fi și restricții de trafic, printre care menționez străzile Polonă, Bulevardul Eroilor, Bulevardul Dacia, Bulevardul Unirii, dar și Calea Victoriei. Mulțumesc, Bianca. A trecut o săptămână de la momentul în care România intra într-o perioadă tulbure din punct de vedere legislativ și nu s-au schimbat prea multe de atunci. În continuare, măștile se poartă opțional. În Parlament, Marcel Ciolacu și Victor Ponta și-au dat jos măștile la propriu. În piețe, oamenii își dau protecțiile jos când le vine la îndemână. Iar ieri, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a refuzat să poarte o mască în cadrul unei ședințe și a fost la un pas să se ia chiar la bătaie cu un consilier. Articolul 1. Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă. Articolul 2. Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă. Astfel, după o săptămână de la anunțarea stării de alertă, românii știu acum exact care sunt reglementările în privința măștilor de protecție. Și probabil nici pesediștii nu vor mai avea apă la moară să facă după cum îi taie capul, ca până acum. Da, nu vreau să fac mască și autoritățile competente pot lua măsurile de igual. Nu sunteți dumneavoastră autoritatea competentă. Nici de data asta și nici data viitoare nu voi purta. Sub o formă de glumă am vrut să transmit că cu adevărat am o suferință la nas, o deviație de sept depistată cu adevărat, cu ocazia leșinului, am făcut și acest control medical. Acum însă, ordinul e clar, publicat în Monitorul Oficial. Există însă și excepții de la purtarea măștii. Dacă angajatul e singur în birou, dacă persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, cazurile sportivilor, prezentatorii TV, invitaților și vorbitorii în public, dacă respectă distanța de 3 metri, copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a postat pe pagina sa de Facebook o poză realizată în Moldova alături de colegii din PSD. În imagine se observă clar cum nimeni nu poartă mască, iar distanțarea socială nu este respectată. Criticat, Ciolacu s-a justificat spunând că masca nu este obligatorie în aer liber. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a imortalizat alături de liderii PSD din Moldova într-o imagine de grup în care niciunul nu poartă mască și nici nu respectă distanța socială. Imaginea a fost postată chiar pe pagina sa de Facebook. În imagine apar Ionel Arsene din Neamț, secretarul general PSD Paul Stănescu din Olt, Marian Oprișan din Vrancea, Dumitru Buzatu din Vaslui, alături de alți 7 lideri ai partidului din Moldova. Criticat în comentarii, Ciolacu s-a justificat spunând că masca nu este obligatorie în aer liber. De altfel, acesta a fost surprins și în Parlament în timpul audierii fără mască de protecție. Ciolacu a susținut că a renunțat atunci la masca de protecție pentru că are deviație de sept. El spune că ar fi depistat această afecțiune cu ocazia leșinului din conferința de presă din 10 mai. Domnule prim-ministru, eu nu știu, am voie să vorbesc fără mască?
Am o singură problemă când por masca și vorbesc, când vine să strănut și pe urmă sună domnul Ponta la 112 și vine Vela și mă arestează. Totuși, ordinul privind obligativitatea purtării măștii a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, în spații comerciale, în mijloacele de transport în comun, dar și la locul de muncă. Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și de la locul de muncă, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă. Se arată în Monitorul Oficial. Vin vești bune de la Ministerul Sănătății după ce grupul de comunicare strategică a anunțat cel mai bun bilanț din ultimele două luni cu doar 127 de noi infectări. Ministrul Nelu Tătaru a explicat că am putea să ne bucurăm de terase deschise de la 1 iunie. De asemenea, ministrul a mai spus că plajele ar putea fi deschise de la 15 iunie dacă românii vor respecta până atunci măsurile de precauție. Ne putem gândi la vacanță, dar noi trebuie să relaxăm etapizat. Dacă ne gândim condițiile în care această primă etapă va merge bine, să deschidem terasele de la 1 iunie și să deschidem plajele de la 15 iunie, când normal atunci începe și sezonul estival, spunem că am trecut cu bine peste acest lucru și ne putem gândi la o vacanță. Restul, tot ce înseamnă vacanțe exterioare, ne gândim în contextul în care fiecare din țările partenere sau din Uniunea Europeană își vor deschide în consonanță cu noi, dar și cu evoluția din fiecare țară în parte a pandemiei. Tătaru a declarat că, în ciuda măsurilor de relaxare, populația nu trebuie să renunțe la măștile de protecție și la distanțarea socială. Nu ne putem bucura încă, dar nici nu ne întristăm. Suntem într-o perioadă și într-o fază de descrescătoare a curbei. Este vizibil, o avem de vreo săptămână, o săptămână jumătate, vrem să rămână așa, dar încă avem un număr de 200 de pacienți în terapie intensivă, încă avem decese, 1159 de decese, încă mai avem 17.700 de cazuri în total. Sunt momente pe care, dacă le gestionăm cum trebuie, atât noi cât și populația, putem spune că terminăm acest moment al pandemiei. Ministrul Sănătății s-a arătat mulțumit de faptul că în prezent ne aflăm într-o pantă descendentă și că am coborât de pe platou. Acea perioadă de platou a trecut, suntem pe perioada descendentă, avem cred că vreo săptămână în care am coborât pe panta descendentă și avem vreo 4-5 zile de când suntem efectiv cu număr în scădere de cazuri. Mă repet, sunt cele 10 zile pe care le gestionăm după primul weekend de relaxare în care am interpretat-o foarte puțin dintre noi cei drept într-un alt mod. România a înregistrat vineri cel mai scăzut număr de cazuri noi din ultimele două luni. Doar 127 de cazuri au fost raportate în ultimele 24 de ore, în condițiile în care au fost procesate peste 10.000 de teste. Numărul total de cazuri a ajuns astfel la 17.712. Din data de 22 martie, România nu a mai avut un bilanț atât de scăzut. Vești bune și pentru credincioși, într-un document semnat de Ministerul Sănătății și cel al afacerilor interne, sunt prezentate noile reguli care vor permite efectuarea slujbelor în interiorul bisericilor. Printre acestea se numără păstrarea distanței de 2 metri, purtarea măștilor de protecție și dezinfectarea linguriței de împărtășanie. Ministerul Sănătății și cel al afacerilor interne au semnat un ordin comun cu privire la funcționarea instituțiilor ecleziastice pe timpul stării de alertă. Potrivit acestui ordin, în biserici fiecare persoană trebuie să stea la cel puțin 2 metri de o altă persoană și să poarte mască de protecție. Slujbele în aer liber sunt exceptate de la încadrarea în categoria adunărilor publice. Ușile, balustradele și chiar icoanele, dacă sunt atinse de credincioși, trebuie dezinfectate cel puțin o dată la 4 ore. De altfel, toți cei care vor intra în biserică vor trebui să se dezinfecteze pe mâini. De asemenea, la slujbele în lăcașurile de cult vor participa maximum 16 persoane și care nu prezintă simptome de infecție respiratorie, precum tusea, strănutul, rinorea. De asemenea, în document este prevăzută și obligativitatea dezinfectării după fiecare utilizare a linguriței de împărtășanie. Problema Sfintei Împărtășanii a fost una destul de spinoasă între autoritățile statului și biserică. Astfel, liderii BOR au anunțat că această dilemă aparține exclusiv lor. Cel mai vocal dintre cei care au denunțat imixtiunea statului în afacerile bisericii a fost arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. De altfel, ca un act de sfidare, acesta a împărtășit mai mulți copii cu aceeași linguriță chiar weekendul trecut, gest cu care BOR s-a arătat în dezacord. Ministrul Sănătății a avut o primă reacție după scandalul de la Kaufland. Nelu Tătaru susține că scanarea digitală a temperaturii este un minim triaj epidemiologic pe care îl putem face în spațiul public și care ajută la prevenirea unei noi escaladări a numărului de cazuri de COVID-19, odată cu relaxarea restricțiilor.
Ministrul Sănătății a explicat necesitatea scanării temperaturii la intrarea în spațiile comerciale. În orice spațiu închis trebuie să avem un control. Că-l vrem, că-l nu vrem. Este bine pentru fiecare dintre noi. Este un moment în care noi trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj. Eu o temperatură nu luăm și acasă. Nelu Tătaru a explicat de ce termenul de termoscanare este unul incorrect. Acea exprimare nefericită, termoscanner, nu există. Este un termometru digital. Este un termometru digital cu care noi luăm o temperatură. Are o marjă de eroare. Tocmai de asta am dus-o la 37,3. Da, se poate, după un moment de 2-5 minute, să reluăm această temperatură, să vedem că rămâne, dar este o protecție pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru cel care are o temperatură mai mare decât 37,3, pentru că poate singur sau cu ajutorul medicului de familie să-și gestioneze acel moment. Reacția lui Tătaru vine după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini de la intrarea într-un hipermarket Kaufland cu un cuplu care a făcut scandal când au refuzat să li se ia temperatura la intrarea în magazin. Se pare însă că tot scandalul, care a avut un impact destul de important în spațiul public, ar fi fost unul regizat. Declarație șocantă de la Chișinău. Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, a scris pe pagina sa de socializare că România, citez, geme de cea mai mare corupție din Europa. Și nu s-a oprit aici. A făcut o comparație uluitoare între numărul de cazuri de infectare și de decese din cauza COVID-19 ale României și Republicii Moldova. Reacția lui Chicu vine după ce europarlamentarul Siegfried Mureșan criticase guvernul de la Chișinău pentru întârzieri mari în implementarea reformelor care sunt menite să aducă în Republica Moldova bani ceruți de la Uniunea Europeană și România. Stau și mă uit eu la băiețașii ăștia români oploșiți prin structurile europene care vin cu patronajul peste noi. Ratați nimic în viață și în țară realizat numai de adus minci buni. Ce-ai făcut, June, în țara ta, că geme de cea mai mare corupție din Europa? Ai numai în județul Suceava jumătate din numărul de bolnavi COVID-19 înregistrați în toată țara mea. Reacția Ministerului Român de Externe a fost fermă și decentă, în contrast cu aroganța prim-ministrului moldovean. Față de declarațiile denigratoare la adresa României, Ministerul Afacerilor Externe român consideră că acestea sunt complet inacceptabile și își exprimă dezacordul puternic față de conținutul acestora. Ministerul Afacerilor Externe apreciază că aceste declarații denotă o profundă lipsă de respect la adresa României și a relației bilaterale privilegiate de Parteneriatul Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova. De asemenea, ambasadorul Republicii Moldova a fost convocat la București pentru a discuta mai multe aspecte cu ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu. Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, cere la rândul său retragerea cetățeniei pentru șeful executivului moldovean. După atacurile de astăzi ale premierului moldovean Chicu la adresa României și a Uniunii Europene, cred că răspunsul nostru prompt trebuie să fie retragerea cetățeniei române. Nu poți fi și cetățean UE și propagandist în stil sovietic la Chișinău. Specialistul în relații internaționale Iulian Chifu a explicat contextul în care premierul Moldovei a făcut aceste declarații. Premierul guvernului prorus de la Chișinău, al lui Igor Dodon, de fapt este într-o perioadă de în care îi fuge pământul de sub picioare și lui și lui Igor Dodon, în primul rând pentru că majoritatea pe care a făcut-o prin mezalianță cu Partidul Democrat se subțiază pe zi ce trece. Margherita din Clejane a provocat un accident rutier după ce a condus sub influența drogurilor. Cântăreața a fost luată de poliție și dusă la INML, unde a fost testată. Potrivit unor surse, fica lăutarilor Viorica și Ioniță din Clejane ar fi consumat heroină. Margherita din Clejani nu a ținut cont de riscuri și s-a urcat la volan după ce a consumat droguri. Vedeta a lovit în plin o mașină parcată regulamentar. În cele din urmă, poliția rutieră a sosit la fața locului pentru a stabili cauza producerii incidentului. Pentru că s-a constatat că fica lui Ioniță și a Vioricăi din Clejani avea un comportament bizar și făcea gesturi necontrolate, polițiștii au decis să o testeze cu aparatul drug test. Surpriză! În cele din urmă se pare că tânăra se afla sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, polițiștii au condus-o la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice. Potrivit unor surse, Margherita din Clejani mai exact a fost depistată pozitiv cu heroină, un drog extrem de periculos care provoacă dependență rapid. Margherita din Clejani s-a ales cu un dosar penal în urma incidentului. Consumul de droguri pare să fie o problemă în familia lui Ioniță și a Vioricăi de la Clejani.
Și asta pentru că anul trecut, în martie, Fulghi, fratele Margheritei, a fost internat la un centru de dezintoxicare prin hotărâre judecătorească. Până să ajungă însă la dezintoxicare, Fulghi, la fel ca și sora lui, a avut mai multe interacțiuni cu poliția. Eveniment straniu la Galați, un animal care seamănă cu o hienă a atacat oile de la o stână și a fost omorât de ciobani. Apariția animalului miră pe specialiști care nu înțeleg cum ar fi putut ajunge o hienă din Africa în sud-estul Europei. Păi nu mă aproape, că nu știu ce boală are. Incidentul bizar a avut loc la o stână din nordul județului Galați. Animalul ciudat a atacat oile, iar ciobanii au ripostat, omorându-l cu bâtele. După întâmplare, cadavrul a fost dus în sat, iar localnicii, uimiți la vederea animalului, au început să-l filmeze. Filmarea a ajuns și la șeful Asociației Județene a Vânătorilor, Adrian Alexandru. După ce a analizat imaginile, el a ajuns la concluzia că este vorba despre o hienă, un mascul de mari dimensiuni. Nimeni nu știe cum ar putea ajunge un animal din Africa în județul Galați. Și singura variantă plauzibilă este că hiena a evadat de la o grădină zoologică ilegală din Basarabia. Alți specialiști consideră că animalul este totuși un câine bolnav, dar recunosc că filmarea nu este foarte bună. Imaginile au fost trimise și altor specialiști care vor stabili dacă animalul omorât la stâna din Galați este într-adevăr o hienă africană. Din nou la știri, vești bune pentru șoferi. Circulația pe Transalpina urmează să se deschidă, însă cu unele restricții. Potrivit reprezentanților de la drumuri naționale, Târgu Jiu, circulația este permisă numai în intervalul orar 8-20, iar viteza maximă va fi de 30 de km pe oră. Să se rea circulația pe drumul național 67C, pe Transalpina, între localitățile Rânca și Obârșa Lotrului, pe tronsonul kilometric 34-59, traficul fiind deschis astfel pentru autovehiculele cu masa maximă totală autorizată de 7,5 tone. Circulația este permisă numai în intervalul orar 8-20, iar viteza maximă permisă este de 30 de km pe oră. De asemenea, în anumite zone încă au loc lucrări, astfel că șoferii vor fi nevoiți să circule pe o singură bandă, fiind dirijați de polițiști. Din cauza unor lucrări care se efectuează la partea carosabilă sau în apropierea suprafeței de rulare a drumului național 7 Sibiu-Râmnicu-Vâlcea pe Valea Oltului, traficul este restricționat într-un tronson de 2 km. Se efectuează lucrări de asfaltare până la orele 20, iar pe raza localității Bujoren se lucrează la refacerea șanțului betonat în intervalul orar 8-18. În timp ce alte categorii sociale se întorc la muncă, o breaslă greu lovită de efectele pandemiei strânge în continuare din dinți. Concertele și spectacolele în aer liber s-ar putea relua începând cu luna iunie, însă nici vorbă, nici în teatru, nici în filme de scene în care actorii se apropie unii de alții. Evenimente în aer liber. În primul rând, acestea trebuie să fie clar într-un perimetru delimitat, pentru că altfel se riscă de a se ajunge în imposibilitatea implementării normelor. Vorbim de, într-adevăr, de acea distanțare fizică între spectatori, cel mai probabil pe grupuri, pentru că nu poți separa familiile. De obicei ar trebui acceptate grupuri de 2-3 persoane, dar se pot face excepții dacă vin în familie cu 2 sau 3 copii. Normele de ordin epidemiologic trebuie implementate atât pe scenă cât și în public, iar cei din zona sanitară ne-au atras atenția că riscul este la fel de mare și pe scenă, nu numai în public. Nici vorbă însă, nici în teatru, nici în filme, de scene în care actorii să se apropie unii de alții. Ministrul Culturii spune că se vor face demersuri pentru testarea actorilor împotriva noului coronavirus. Și în cazul reluării filmărilor, setul de norme propus chiar de producători, în mod clar se specifică evitarea scenelor care presupun o apropiere foarte mare între actori. În discuția pe care am avut cu mediul artistic la care a participat și premierul, vorbeam la un moment dat de o testare a actorilor înainte de fiecare spectacol. Asta și în măsura în care capacitatea de testare a statului va permite acest lucru atât pentru mediul cultural cât și cel sportiv. Pe de altă parte, ministrul culturii spune că organizatorii marilor festivaluri din România au cerut ca anularea acestor evenimente să se facă printr-o lege. Noi am amânat TIF-ul pentru luna august, dar ne gândeam să marcăm simbolic începerea TIF-ului și să-ți făcut un eveniment de tipul ăsta în Cluj pe 29 mai, dar la fel ca noi sunt mulți alți organizatori de evenimente din
București, din țară, care s-au gândit, odată cu relaxarea unor măsuri, să propună publicului în parametrii legali și respectând toate normele posibile existente în vigoare, să facă tipul ăsta de evenimente până s-ar putea face și altele. Invitat la emisiunea Talk B1 TV, actorul Marius Manole a explicat perioada grea prin care trece industria creativă. Suntem ultima categorie și am fost prima categorie a cărei porți s-a închis, adică pur și simplu teatrele au fost primele care au fost închise, adunările s-au oprit, concertele s-au oprit și se pare că vom fi ultimii care vom avea liber să intrăm la locul de muncă. Nici măsurile luate pentru ridicarea restricțiilor nu i-au ajutat pe actori. E foarte complicat și într-adevăr e complicat pentru că toate propunerile guvernului și tot ce au hotărât epidemiologii și toate lucrurile astea să jucăm cu mască nu sunt posibile, adică noi nu vom putea niciodată juca cu mască, iar spectacole în care să nu ne apropiem sunt foarte puține, poate doar recitalurile de poezii. Pe de altă parte, acesta a explicat și lacunele pe care le are România în domeniul artistic, din cauza lipsei investițiilor în infrastructura de cultură. Lucru care face ca spectacolele să nu mai poată fi ținute în această perioadă. Noi nu avem foarte multe locuri în care noi nu ne-am îngrijit în acești ultimi 30 de ani să construim grădini de vară, teatre de vară, amfiteatre, adică pur și simplu am distrus, nu am construit, deci locuri prea multe de joc nu prea sunt nici în țară, nici în București. Pe de altă parte, criza economică prin care trece România nu le mai permite cetățenilor să își cumpere bilete la teatru. Oamenii au spus, păi noi avem Teatru Bulandra care oferă gratis, avem Londra care oferă gratis, avem Met Opera din New York care oferă gratis. De ce am vrea noi să plătim un bilet? Românii nu sunt obișnuiți încă să facă lucrul ăsta și atunci pentru noi nu e sustenabil. Coșmarul românilor izolați pe vasele de croazieră a luat sfârșit. După o perioadă lungă de carantină în cabine, o companie aeriană spaniolă i-a transportat acasă. Cursa charter a durat 10 ore, iar românii s-au bucurat de îmbrățișările familiilor care i-au așteptat cu sufletul la gură. Pandemia de coronavirus nu a uitat pe nimeni, astfel că și persoanele aflate pe vasele de croazieră s-au infectat. Speriate de pericolul epidemiologic, autoritățile le-au recomandat căpitanilor să rămână izolați în largul mării. Ceea ce părea a fi o vacanță lungă la care oricine visează s-a transformat într-un coșmar de 2 luni de zile. După un timp îndelungat de așteptare, autoritățile au trimis o companie aeriană spaniolă care i-a transportat într-o cursă charter de 10 ore. Sorina Niță este una dintre angajatele vasului de lux. Nu m-am gândit la nimic decât că vin acasă, nu m-a interesat nimic. Experiența pe care a trăit-o în această perioadă a făcut-o să renunțe la această meserie. Tânăra a povestit și modul în care a fost tratată. Frică să nu vă infectați și dumneavoastră? Ba da, i-am obligat să-mi facă testul. Și mi l-au făcut. Testul? O dată. Și după aceea am stat în carantină, fiindcă am avut UPU să cer testul. Și n-am avut aer proaspăt. În prima oară m-am pus într-o cameră fără geam. A trebuit să sun în altă parte ca să nu se dea o cabină măcar cu geam. Pe de altă parte, clienții au părut mulțumiți de condițiile în care au trăit în aceste luni. Mai mult de 60 de zile nu am pus piciorul pe pământ, dar compania a avut grijă de noi și ne-am format o mică familie acolo. Suntem fericiți că am ajuns acasă în sfârșit la familia noastră. Toți au fost îngrijorați. În cadrul acestui zbor au fost aduși acasă peste 400 de români. Din nou la știri, în plan extern, numărul cazurilor noi de coronavirus crește accelerat în Brazilia. Țara a depășit Rusia la numărul de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și a ajuns astfel pe locul 2, fiind întrecută doar de Statele Unite, după ce a raportat peste 330.000 de cazuri. Anunțul a fost făcut în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății a avertizat vineri că America de Sud urmează să devină noul epicentru al pandemiei. Am văzut că în multe state din America de Sud numărul de cazuri crește și există o teamă privind multe dintre acele state, dar cu siguranță Brazilia este cea mai afectată în momentul ăsta. Într-un fel, America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei. Cel mai mare bilanț de până acum în Brazilia a fost de 1188 de decese într-o zi. Experții din domeniul sănătății însă se tem că numărul real ar putea fi mult mai mare, deoarece autoritățile nu au efectuat foarte multe teste. Numărul deceselor înregistrate s-a dublat în doar 11 zile.
majoritatea fiind în regiunea orașului São Paulo. În acest context, ministrul Sănătății din Brazilia a recomandat folosirea medicamentului împotriva malariei, hidroxiclorochina, pentru a trata cazurile de COVID-19. Cu toate acestea, OMS a avertizat că nu există dovezi care să demonstreze că medicamentul este eficient împotriva noului coronavirus. Președintele Jair Bolsonaro a evitat să impună măsuri de distanțare socială în Brazilia. Până acum, peste 21.000 de persoane au murit după ce au fost infectate cu SARS-CoV-2. Statele Unite au venit cu o nouă strategie împotriva noului coronavirus. Americanii pregătesc o campanie majoră de testare a circa 6 vaccinuri, care va implica peste 100.000 de voluntari și cu ajutorul căreia cercetătorii speră să ofere un vaccin sigur și eficace până la sfârșitul lui 2020. Proiectul este unul ambițios. Oamenii de știință vor să comprime în doar câteva luni activități de dezvoltare și testare a vaccinurilor care, în mod normal, ar avea loc pe o perioadă de până la 10 ani. Din cauza pandemiei însă, găsirea unui vaccin este considerată o urgență. Peste 5 milioane de oameni au fost infectați cu SARS-CoV-2 pe tot mapamondul și peste 335 de mii au murit. Producătorii majori de vaccinuri au convenit astfel să facă schimb de date și să își pună la dispoziție reciproc rețelele folosite pentru studiile clinice, în cazul în care vaccinul candidat va eșua. În ceea ce privește campania demarată de SUA, testele pe oameni vor începe cu un mic studiu de siguranță efectuat pe voluntari sănătoși. Dacă acest pas este făcut cu succes, va urma un studiu mai larg pentru a găsi doza potrivită. În ultima etapă vor fi făcute testări pe scară largă pe mii de oameni. Abia după această fază, un dezvoltator de vaccin va începe să producă milioane de doze. Din cauza situației de criză, multe dintre etapele obișnuite în găsirea unui vaccin vor fi suprapuse. Guvernul Statelor Unite a investit miliarde de dolari pentru a ajuta producătorii să producă doze de vaccinuri care s-ar putea să nu aibă succes. Prima testare la scară largă va avea loc în luna iulie. China e la un pas să declare din nou victorie împotriva noului coronavirus. Țara nu a mai raportat niciun caz de contaminare în ultimele 24 de ore, pentru prima dată de când au început să publice date despre pandemie. Noul coronavirus și-a făcut apariția la sfârșitul anului 2019 în orașul Wuhan. De acolo, pandemia s-a răspândit pe întreg globul, fiind infectate peste 5 milioane de persoane. În luna aprilie, locuitorii din Wuhan au ieșit din carantină și au declarat triumf împotriva epidemiei. Cu toate acestea, recent au existat îngrijorări că țara ar putea trece printr-un nou val de cazuri. După aproximativ o lună, autoritățile din Wuhan au raportat un nou caz de coronavirus, deși se credea că SARS-CoV-2 dispăruse din regiune. Donald Trump a acuzat de mai multe ori China că a ascuns adevărul și că a întârziat în declanșarea alertei mondiale cu privire la pandemie. Beijingul a negat mereu acuzațiile și a susținut că a împărtășit la timp informațiile cu Organizația Mondială a Sănătății și celelalte state. În momentul de față, în China sunt confirmate peste 82.900 de cazuri de coronavirus. Peste 4.600 de oameni au murit după ce au fost infectați cu SARS-CoV-2. Autoritățile britanice au anunțat că persoanele care vin din alte state vor fi plasate în carantină timp de 14 zile. Aceștia vor trebui să ofere detalii despre locul unde vor sta, lucru criticat de mai multe companii aeriene, dar și de politicieni. Cei care vor încălca măsurile de carantină ar putea primi amenzi de 1.000 de lire sterline. Decizia a fost anunțată de ministrul britanic de interne, Priti Patel. Există totuși și câteva excepții. Carantina nu se va aplica persoanelor care sosesc din Irlanda, transporturilor de mărfuri, profesioniștilor în domeniul medical și muncitorilor agricoli sezonieri. Față de alte state, Marea Britanie a făcut mai puține teste și controle pentru vizitatori, măsurile fiind aplicate doar la sosirile din China, la începutul epidemiei. Decizia a fost criticată de Camera Britanică pentru Comerț, ai căror reprezentanți susțin că noile măsuri sunt îngrijorătoare și că ar putea fi evitate cu reguli serioase de siguranță. Partidul Laburist, aflat în opoziție, a susținut măsurile, însă a criticat guvernul pentru modul în care a gestionat sosirile în Marea Britanie. Până acum, în Marea Britanie au fost confirmate peste 254.000 de cazuri de coronavirus. Peste 36.000 de persoane au murit după ce au fost infectate cu SARS-CoV-2. Final de jurnal, vă mulțumesc pentru atenție, nu pierdeți de la Fix Top pe 1 cu Irina Petraru. La revedere! Vremea va fi rece pentru ultima decadă a lunii mai, deși în cea
mai mare parte a țării, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade. Cerul va fi variabil cu înorări temporare în jumătatea de est a teritoriului, dar numai izolat va ploua slab, cel mai probabil în zona Carpaților Oriental și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte și în regiunile estice. În capitală, vremea va fi predominant frumoasă, dar rece pentru ultima decadă a lunii mai. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade.